salut, dragilor, astăzi de la Șian, de la Armata de Terracotta. Este o aglomerație infernală aici, uitați-vă. Asta este groapa numărul 1. Aici au fost descoperiți 6.000 de soldați de terracotă. Toți sunt făcuți praf, au fost distruși. Dar arheologii au reconstituit 2.000 dintre ei. Deci 2.000 de soldați sunt aici, reconstituiți. Ei au fost parți, au fost arși și s-au furat armele pe care le aveau în mână. Dar au fost reconstruiți. Cel mai mic are 1,40 m, cel mai mare are 1,95 m. Deci erau destul de înalți. Sunt în mărime naturală, nicio față nu este la fel cu alta. Și hai să vedem ce mai putem să vă filmez. Profit de apropierea de acest grup de soldați ca să vă explic câte ceva. Te-am învățat aici. Ăștia care au un moț așa, ăștia sunt soldați de rând. Uitați, ăsta cu moțul ăsta așa pe o parte. Ăsta care are pe cap un pătrat, ăsta este ofițer. Ofițerul are pătrat pe cap, iar generalul are două cornițe. Generalul trebuie să fie undeva în față, dar nu se vede de aici. Arcașul stă în genunchi. Nu văd niciun arcaș, dacă văd unul, am să filmez pentru voi. Uite, am reușit să mă apropii mai mult și să filmez cu zoom. De soldații mai de aproape. Aici este și un cal. Uite ce este calul. Ia să vedem mai încolo ce mai reușim să prindem. Este tot numai soldați. Uite și aici este un cal frumos. Și așa arată groapa numărul 1. În 1970, trei țărani săpau după apă, făceau o fântână și au descoperit prima statuie a soldatului de teracotă. Asta era terenul lor, după care au venit arheologii și au descoperit această minunăție. Ia uitați-vă! Da. Armata de teracotă, groapa numărul 1 de la Șian. Groapa numărul 1, vom merge și la groapa numărul 2 și numărul 3 ca să vi le arăt pe toate. Iar asta cu panda sunt eu. Sunt transpirată, e o aglomerație aici infernală. Mă calcă toată lumea. Cred că le și trag vreo două astăzi. Și v-am pupat!